Este al 13-lea an în care Primăria Valului Traian organizează Ziua Recoltei. Ca în fiecare an ne bucurăm că vremea ține cu noi. Văd că deja au început să se instaleze tarabele cu fructe, cu legume. Avem și participarea echipei domnului Scărlătescu anul acesta și ne bucurăm. Așteptăm doar să vină și vălurenii să se bucure de ceea ce oferim. Târgul va dura astăzi și mâine. Și spre deosebire de alți ani, anul acesta nu include nici concerte, nici distribuire de alimente în mod gratuit, pentru că se investește foarte mult în partea de infrastructură și atunci bugetul e puțin restrâns. Avem câteva preparate ale domnului șef Cătălin Scărlătescu. Aici vom face varză cu rață, fasolică cu ciolan afumat și acolo vom face o pomană porcului cu porcii de la noi, de aici, din țară, cu toate că a fost pesta porcină. Am trecut peste. Mai încolo o să avem o ciorbă rădăuțeană de rață, cu mămăliguță, cu tot ce trebuie. Asta varza e cu carne? Nu am rețetă. Varza va fi cu rață. Varza cu rață, rețeta domnului Cătălin Scărlătescu. Presupun că o cunoști și tu. Încerc să mă familiarizez după un an de lucrat cu ea, încă încerc să mă familiarizez cu rața. Zine în două cuvinte așa, ce constă rețeta? Ce conține? Păi, bineînțeles, conține varză și rață. Am pus foi de dafin, piper, roșii, cimbru, ceapă, ulei și așa mai departe. Câteva cât stă la foc? Două ingrediente secrete care nu putem să le spunem. Îmi face ceva cu ochiul, așteptam ceva fructe de mare, dar văd că fructele n-am văzut. Sunt, să vedem. Aha, nu e aici la Scărlătescu sau dincolo unde e? Aha, bun, și aici îmi face, au ce fasolică acolo. Cum să nu-ți facă? Așa e românul, să mănânce. Pomana porcului, ați văzut-o? N-am văzut-o, acum mă duc. Așa, lângă? N-am apucat, doar ce m-ați luat cum am venit, așa. Varză ați luat? Nu am luat varză, urmează să o cumpere ea de la oraș. A, lucrați în echipă. Da, da. Mulțumim și noi. Punem zarzavatul când e mai ieftin, așa. Nu cu scumpetea asta de acum. Bine, acum nici din timp nu poți să-l pui, că e căldură. A, ba da, castravetele și gogoșarul poți să-l pui din iulie și din august. Zacuscă, da? Și ține 2 ani, dacă îl pui calului. Coca de chirtoșcolac. Diferă cu ceva față de produsele tradiționale românești, o gogoașă, un cozonac, un... Da, da. Este colac secuiesc, practic. Are ceva ingrediente care nu se spun? Clar, că dacă spune n-ar mai fi al meu așa, nu? Adică... De afară cu ce e uns? De afară cu alune, cu nucă și zahăr, sau, a, afară înainte să fie asta cu zahăr. Da. Că lucește, mă. Da, este zahăr topit, caramelizat, practic. Câte calorii are un colac de asta? Nu mi-am amintesc exact. Am văzut un reportaj cu chestia asta, dar nu mi-am amintesc. Probabil are, pentru că deja e zahărul, e... Da. Adică sunt o grămadă, zahărul cu... Nu ca și aia, cred că are calorie, adică nu știu exact să zic. Câte minute stă la foc? 4 minute maxim, 5 minute. Depinde. În funcție de vânt, de mai mulți factori. Cele mai bune baclavale la noi le găsiți din plin. Deci cele mai bune baclavale, proaspete, rețetă tradițională turcească, perfecte sunt. Și dacă cumpărați 12, una din partea acasă. Câte calorii are una? Sincer, nu știu, dar vă zic eu la ce bune sunt, nu ne interesează caloriile. Doar de bine să fii o parte, uite așa, tot așa, asta e strinit, zic noroc și sănătate.